Uneori șoferii par să uite că semnele ce anunță trecerile de pietoni impun micșorarea vitezei în trafic. Zebrele nu mai sunt sigure pentru cei care vor să traverseze și nici pietonii nu se mai uită cu atenție dacă se apropie sau nu o mașină în viteză. Așa s-a întâmplat și în această dimineață când o femeie din municipiul Megidia a ajuns la urgență după ce a fost accidentată pe marcajul pietonal de către un șofer neatent chiar în fața spitalului. Astăzi dimineață, un bărbat de 35 de ani din Megidia a condus în autoturism pe strada Republicii din Megidia și, ajungând la marcajul pietonal din zona spitalului Megidia, a surprins și a accidentat o femeie în vârstă de 43 de ani din oraș, care s-a angajat în traversarea străzii în fugă din partea stângă a conducătorului auto. În dimineața acestei zile, în jurul orelor 6, pe strada Republicii în zona spitalului, pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonilor, conducătorul unui autoturism marca Opel, înmatriculat în statul Bulgaria, nu a acordat prioritate de trecere unei persoane angajate în traversarea străzii pe marcajul pietonal. În urma acestui eveniment, pietonul fiind accidentat ușor. Ajunși la fața locului, oamenii legii l-au testat pe șofer cu aparatul dragă, rezultând că acesta nu consumase alcool. Oamenii legii atrag atenția că cele mai frecvente accidente grave se petrec din cauza traversării neregulamentare și a neacordării de prioritate a pietonilor.